Credincioșii parohiei Budila din județul Brașov l-au avut astăzi în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care a binecuvântat lucrările efectuate în ultimii ani la Biserica Sfântul Nicolae din localitate. Locașul de cult a fost renovat la exterior și la interior prin eforturile comunității parohiale și cu sprijinul autorităților locale. Binecuvintează și se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, cu harul preasfântului Duh. Stropire cu aceasta apă sfințită în numele Tatălui. Amin. 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 După slujba de binecuvântare, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a săvârșit sfânta liturghie, iar la final l-a hirotezit iconom pe actualul paroh. De asemenea, și fostul paroh a primit același rang. Ierarhul a acordat acte de cinstire mai multor binefăcători. E pentru prima dată când slujim în această biserică. Ea a fost cu totul înnoită în așa fel încât credincioșii se pot bucura acum de frumusețea aceasta cerească care a coborât peste sufletele lor. Astăzi, în duminica 22-a după Rusalii, le-am explicat tuturor semnificația parabolei pe care Mântuitorul a rostit-o cu bogatul și săracul Lazar. I-am îndemnat pe toți să facă roade bune de pocăință în așa fel încât să ajungem cu toți în fericirea raiului, în sânul lui Avram, dincolo în împărăția cerurilor și să ne ferim de a cădea în iadul chinuitor prin egoismul nostru, prin dorința de a avea numai noi și toate bunătățile din lumea aceasta, lăsând împrejurul nostru pe sărmani și oameni lipsiți, fără de niciun ajutor. Fiind instalat preot de la sfârșitul anilor 2015, am găsit o comunitate dornică de mântuire și nu am făcut altceva decât să pun în practică ceea ce am învățat și eu și încă mai învăț de la duhovnicii cei iscusiți, de la duhovnicii cei mari. În primul rând, stabilind o rânduială duhovnicească, o rânduială de rugăciune, o apropiere a oamenilor de taina Sfintei Spovedanii și de trupul și sângele lui Hristos prin taina Sfintei Împărtășiri. Acestea fiind rânduite și fiind primordiale, s-au adăugat cele care se văd cu ochiul acesta fizic. S-au făcut lucrări de înfrumusețare, atât la biserică, în interior și în exterior. S-au făcut lucrări la casa parohială și nădăjduim că vor mai continua aceste lucrări și pe viitor. Credincioșii prezenți au avut posibilitatea să se închine la racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, adusă de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a binecuvântat și casa parohială din Budila, care a fost renovată recent.